Bună ziua și bine ați venit și vă mulțumesc că ați onorat invitația noastră. Aș vrea, în calitate de gazdă și moderator, să vă prezint invitații noștri, cei care au constituit și conduc inițiativa România Liberală la nivel central și mai nou, inițiativa România Liberală are o filială și la Piatra Neamț. În dreapta mea se află domnul Vlad Moisescu, președinte al Inițiativei România Liberală, alături de domnul Andrei Chiriman, domnul primar Chiriman, președintele Consiliului Consultativ, doamna deputat Diana Tușa, vicepreședinte al Inițiativei România Liberală, membri ai Consiliului Consultativ, domnul Dan Cristian Popescu, domnul deputat Dan Cristian Popescu, Iulian Crăciun, de asemenea, și nu în ultimul rând, domnul Codrin Șuba, președintele Consiliului Director al Inițiativei România Liberală, Neamț, Piatra Neamț. Câteva cuvinte despre Inițiativa România Liberală. Inițiativa România Liberală este o platformă civică de acțiune care se dorește a crea un cadru de dialog pentru tot cei care cred în valorile dreptei românești, acei liberali care au ieșit în stradă în decembrie 1989, au redactat proclamația de la Timișoara și care au demonstrat pentru libertate acum 23 de ani în piața universității. Deși astăzi generează cea mai mare parte a produsului intern brut al țării, românii liberali sunt segmentul de populație cel mai puțin reprezentat pe scena politică, interesele acestora fiind ignorate de marile partide politice, iar valorile în care cred acești oameni, libertate, proprietate, stat de drept, și care sunt asigurate de alianța cu Statele Unite și de Uniunea Europeană, sunt puse în pericol de ascensiunea populismului și politicianismului, pe fondul unei profunde crize economice și instituționale pe care o traversează țara noastră. Răspunsul la această situație aberantă din societatea românească este unul de dreapta. Singurul de natură să garanteze continuarea transformării României într-o societate de tip occidental. Considerăm că soluția nu poate veni decât prin asumarea și promovarea valorilor liberalismului clasic, libertatea politică și economică a persoanei, însoțită de responsabilitate și încurajată prin valorile conservatorismului moral. Noi, membrii Inițiativei România Liberală, suntem uniți de credința în libertate și de convingerea că unica soluție de a trăi într-o societate liberă și prosperă este soluția occidentală. Statul de drept, cu instituții stabile și echilibrate, cu o justiție independentă, într-o Românie capitalistă. Considerăm că a venit momentul construirii soluției liberal-conservatoare pentru o Românie a libertății și a prosperității. Susținem fără echivoc următoarele direcții de acțiune ca urgențe ale societății românești. Revizuirea Constituției, având ca scop realizarea statului de drept funcțional și nu satisfacerea intereselor unui politician sau unui grup politic. Regionalizarea României, pe principiul transferului de competențe și resurse de la guvern către regiuni și către administrația publică locală. Respectarea și aplicarea criteriilor de integritate în exercitarea funcțiilor și a demnităților publice. Deschiderea politicii prin schimbarea modului de organizare a partidelor și a relației partid politic-cetățean după modelul consacrat în statele occidentale. Reindustrializarea României prin încurajarea inițiativei private și atragerea marilor investiții private. Îl invit pe domnul președinte Moisescu. Domnul Ignat nu s-a prezentat singur, o să o fac eu. Domnul Andrei Ignat este membru fondator al Inițiativei România Liberală, membru al Consiliului Consultativ la București. Este și motivul pentru care colegul nostru este președintele Consiliului Director al Inițiativei la Piatra Neamț. O altă prezentare mai romanțată a celor de la această masă, ca să înțelegeți că suntem practic și reprezentăm toate partidele de dreapta. Majoritatea de la această masă sunt membrii PNL cu diverse stadii de funcționare. Eu și domnul primar 23 de ani. Foști. Doamna deputat independent Diana Tușa, 15 ani în PNL. 16 ani în PNL. Domnul deputat Cristian Popescu, 12 ani în PNC,
și vreo 12 ani în PNL. În cadrul Consiliului Director de la Piatra Neamț există domnul Tomuleț, președintele PNCCD-ului local și președintele Partidului Ecologist Național Țărănesc Creștin și Democrat și domnul Mihai Cosma, președinte al Partidului Ecologist Român. N-o să fac un... și Iulian Crăciun, membru al Forței Civice, de-a făcut și Cristi Popescu, care și el este deputat al Forței Civice. Nu vreau să țin un discurs, o să vă rog pe dumneavoastră să puneți întrebări, pentru că domnul Ignat a atins toate punctele din manifestul inițiativei noastre, așa că așteptăm întrebările noastre. Din ceea ce vedem și la București, apropo de acest interlocutor, dar și la Piatra Neamț, greșim dacă spunem că, dacă constatăm că într-o formă sau alta, inițiativa România Liberală capacitează, adună în acest moment o anumită dizidență din PNL? Nu există, în fine, dizidență din PNL. Vreau să spun că membrii ai inițiativei sunt și foarte mulți membri actuali ai PNL-ului. Eu cred că Eu cred că este extrem de important ca cei care sunt de dreapta să aibă un loc de întâlnire, un loc unde să poată dezbate proiecte, programe bazate pe principii și valori liberale, liberal-conservatoare. Ori în Partidul Național Liberal, exceptând probabil majoritatea membrilor actualei conduceri, sunt foarte mulți oameni liberal-conservatori care însă nu sunt în posturi importante astăzi în PNL. Și mulți dintre ei au venit alături de noi în inițiativă. Deci nu e vorba numai de dizidențe, nu e vorba de oameni care au fost excluși din cauza atitudinilor lor, din cauza faptului că au pus conducerii actuale a PNL-ului o oglindă în față și văzând în oglindă ceea ce nu le-a plăcut, a fost spartă oglinda. Dar în momentul de față, dreapta este totuși divizată în mai multe formațiuni politice și noi căutăm să adunăm toate aceste formațiuni politice, să le convingem că e bine să funcționeze împreună și să aibă candidați unici pentru europarlamentarele de la anul și dacă se poate să susțină și un candidat unic pentru președinție în alegerile de la anul. E o experiență care a mai avut loc în România, în fine, atunci a existat un om politic extraordinar, Corneliu Poposu, care a încercat să adune toate forțele care erau în opoziție în momentul respectiv într-o singură forță. A reușit parțial lucrul ăsta în 1992 și cei care n-au intrat sub acea căciulă, PNL-ul, n-a intrat în Parlament în 1992 din cauza asta. În 1996, în schimb, această forță a câștigat alegerile și a reușit să facă o majoritate care să conducă țara și să o aducă pe drumul european și euroatlantic. Pe de altă parte, așa cum era organizată atunci Convenția Democrată în 1992, a câștigat alegerile în București. A fost prima mare victorie a Convenției Democrate. Ori, la ora actuală, cum arată scena politică? Un partid de stânga foarte puternic, în alianță cu un partid de centru-stânga care este foarte puternic, pentru că PNL-ul nu mai e un partid de dreapta la ora actuală, prin modul în care este condus și prin modul în care se comportă pe scena politică, iar pe partea dreaptă sunt multe formațiuni care sunt toate dispersate.
Cu atât mai mult trebuie să repetăm ce s-a întâmplat în perioada 1992-91-92, să încercăm ca toate aceste formațiuni să meargă sub o singură cupolă împreună, unite în alegerile de la anul, ca un prim exercițiu. Dacă îmi permiteți, Corina Mândru TV în Piatra Neamț. Tot pe zona de dreapta s-a mai constituit o mișcare, după părerea mea, de același tip, mă refer la Mișcarea Populară, care își propune cam aceleași obiective ca dumneavoastră. Ați relaționat, aveți aceleași principii, considerați că este momentul să depășiți partidele politice prin alte forme de organizare? Nu, în primul rând că nu e același lucru. Mișcarea Populară și-a anunțat, după cum bine știți, transformarea în partid politic. Ceea ce IRL-ul nu va face niciodată. Vă întrerup, deci în momentul în care au fost în Piatra Neamț, nu anunțaseră acest lucru. Păi azi au anunțat. Azi. Deci au făcut un prim pas, au organizat pe principiu civic, ca să zic așa, o formațiune, după care au făcut următorul pas. De aceea am întrebat dacă și aplicați aceeași strategie. Și dacă nu, tocmai. Asta vă spuneam. Deci IRL-ul nu se va transforma niciodată în partid politic. Că susținem unificarea dreptei și toate partidele clasice de dreapta și aici PNCCD-ul membru al PP-ului, PDL-ul membru al PP-ului, Forța Civică aderent la PP în proces de aderare. Că avem discuții. Domnul Cristian Preda, nu Marin Preda, Cristian Preda, mi-a fost coleg de liceu, deci aici, cum să vă spun, discuții sunt. Dar prin faptul că noi nu ne transformăm în partid politic și că ei s-au transformat în partid politic, aici ne separăm, pentru că nu unifici dreapta mai făcând un partid. Da, oricum, asta nu exclude discuții și cu dânsii în momentul în care sunt constituiți, în așa fel încât să vină și dânsii alături în această încercare de unificare a dreptei. Unificarea neînsemnând formarea imediată a unui singur partid. Și a unei cupole care să adune toate partidele și formațiunile de dreapta într-o singură grupare care să participe cu candidați unici mai departe. Eu sunt Robert Ziar, Piatra Neamț. În județul noi, foarte mulți oameni se declară liberali. Și observăm, domnul Ignaț știe foarte bine, că foarte mulți nu au nicio legătură cu liberalismul. De aceea trebuie să, pentru cei care ne privesc și ne citesc, trebuie să punem și întrebări de departajare. Ne-ați putea spune între ce ani a fost Mihail Cogălnicianu ministru, primul ministru al României? A venit pe extemporală. Pot să vă răspund eu aici? Vă rog. Dacă începem să punem întrebări legate de statutul PNL, că ați zis liberalismul conservator. Liberal. Dacă începem să punem întrebări din istorie, acestea nu sunt relevante. Pentru mine una, că a fost membru al Partidului Național Liberal, am spus timp de 16 ani, relevant este cu ce a venit Partidul Național Liberal sau cei care se declară liberali. Au venit cu sprijinirea libertății individului, au venit cu sprijin în sensul dezvoltării economice, dezvoltării educaționale a individului? Nu. Acestea au fost și multe din discuțiile pe care le-am avut cu colegii mei din Partidul Național Liberal înainte de excludere. În momentul în care în ședința, și am să vă dau un singur exemplu, în momentul în care în ședința de grup aveam invitat un ministru, indiferent care ar fi fost acela. Și spuneam, domne, noi pentru electoratul nostru, pentru acei oameni care cred în principiile liberale, care cred în economia de piață, în valorile acestei economii, noi pentru acești oameni venim cu ceva concret, mi se răspunde că nu suntem la televizor și că n-are sens să discutăm. Și să mai împărțim funcții, mă gândesc. Chiar spuneți, ați vorbit de liberalismul conservator, de asta ne-am venit să vă pun această întrebare. Și asta a spus întrebarea de ce, pentru că a fost autorul petiției... Pentru că a fost unul dintre întemeiatorii liberalismului conservator. 1963. 11 octombrie. Mai rapid, da, bun. Cred că ce e important până la sfârșit este
să privim în viitor. Astăzi avem o mare responsabilitate față de oamenii țării, față de cetățeni. Am constatat, atât ca primar, cât și ulterior în discuțiile pe care le-am avut cu diversi oameni pe stradă, în sectorul 1 din București, dar și din întâlnirile pe care le-am avut la IDV, depărtarea foarte mare între agenda politicienilor și agenda cetățenilor. Ori oamenii așteaptă astăzi de la noi altceva decât, știu și eu, cred majoritatea politicienilor că așteaptă. Și atunci trebuie să încercăm ca să aducem agenda cetățeanului în prim plan și agenda politicianului să fie adusă lângă agenda cetățeanului, dacă se poate să fie calcată pe ea. Eu vă pot spune, bine, eu ca primar am făcut lucrul ăsta pentru că am umblu foarte mult pe stradă, pe străzi, discut cu oamenii și știu care sunt problemele acolo. Dar am constatat că între cei care sunt astăzi în Parlament și oameni sunt diferențe foarte mari de înțelegere a problemelor reale. Ori România are nevoie de soluții la aceste probleme. Singurele soluții, considerăm noi și Inițiativa România Liberală, care pot să rezolve problemele mai repede și să ducă la o dezvoltare economică, la creare de locuri de muncă, sunt soluțiile liberal-conservatoare aplicate practic. Ori, aici e o problemă pentru că eu n-am constatat, spre exemplu, niciun fel de inițiativă în acest sens, a foștilor mei colegi din PNL, în perioada de când sunt la guvernare. În acest sens. Și vreau să spun că lucrul ăsta nu va face ca România să se dezvolte mai repede. Nu aș vrea numai să pareze anumite intenții de mărirea unor taxe și impozite sau așa mai departe. Trebuie să fii cu soluții reale. Oamenii așteaptă soluții reale. Partea activă a societății, mici întreprinzători, medii întreprinzători, proprietarii de tot felul, oameni care plătesc taxe și impozite, așteaptă soluții pentru ca să se iasă mai repede din criză și țara să intre din nou pe dezvoltare. Ori astea nu se pot face prin măriri de taxe și impozite la nesfârșit, nu se pot face prin lipsa unor măsuri concrete. Cei mai loviți până la sfârșit în toată perioada crizei au fost exact mici întreprinzători și medii întreprinzători. De la care, în schimb, toată lumea așteaptă taxe și impozite ca să alimenteze bugetul. Și din cauza asta, noi considerăm că astăzi e nevoie de asemenea soluții și rapid pentru ca țara să intre din nou pe o dezvoltare durabilă care să ducă până la sfârșit și la rezultate de tip bunăstare pentru cât mai mulți dintre români. Aș mai avea o întrebare. Este clar că și presa și populația care vă ascultă discursurile prin intermediul media vă percepe ca o formă politică, pentru că sunteți politicieni. Deci este foarte greu ca omul să vă perceapă altfel. Cum veți face, care vor fi metodele ca să obișnuiți politicienii să funcționeze sistemul pe care l-ați creat și lumea să înțeleagă acest lucru? Asta este... În primul rând că foarte mulți membri ai Inițiativei România Liberală nu sunt politicieni. Sunt oamenii de greutate sunt politicieni. Eu am pus această întrebare, cred că este... Inclusiv dintre membrii fondatori veți vedea că jumătate cred că sunt angrenați politic, restul nu sunt. Restul reprezintă societatea civilă. De aceea vi s-a și spus mai devreme, răspundându-se la o întrebare, că IRL-ul nu se va transforma într-un partid politic. Mai mult decât un partid politic în momentul de față, avem nevoie cu toții și simțim asta zi de zi, de cineva care să vină cu acele soluții care vin în
întâmpinarea nevoilor oamenilor. Pentru că de multe ori vedem că între ceea ce își doresc oamenii pentru a se dezvolta, nu pentru altceva, și ceea ce se întâmplă acolo sus unde se iau deciziile politice, există o prăpastie foarte, foarte mare. E bine, prăpastia asta ar trebui închisă și ar trebui ca ceea ce societatea civilă produce ca și soluții, pentru că știu, un întreprinzător știe cel mai bine de ce are nevoie din partea statului pentru a funcționa în condiții optime. Un medic care are inițiativă și care vrea să-și dezvolte o afacere privată știe cel mai bine de ce legislația are nevoie astfel încât să poată funcționa. La fel cineva din sistemul educațional, ceea ce în prezent nu se întâmplă în România. Degeaba te afli la guvernare, apropo de liberalism, dacă tu nu vii cu nicio soluție în sprijinul acestor oameni, din mediul privat, din economie, din sănătate, din educație. Faptul că lumea așteaptă de la, așa zis și liberal, din guvernul României soluții și nu le așteaptă de la PSD, e de înțeles că de aceea au trimis acolo, să vină și cu reprezentarea lor. Să știți că au fost foarte multe discuții, inclusiv după lansarea inițiativei liberale, în care oamenii ne spuneau acest lucru. Venim în inițiativa România Liberală, nu refer aici la mine și la colegul meu parlamentar, Dan Cristian Popescu. Deci dacă înțeleg bine, ca cei care fac parte din inițiativa România Liberală și au și sunt în aceași și reprezentanți în guvern, în diverse instituții, să folosească calitatea respectivă de deputat sau de secretar de stat sau de, eu știu, consilier județean, ca prin această calitate să remedieze decizia politică. Să promoveze inițiativele pe care le avem, proiectele și programele pe care le facem. Da, pentru asta este un impact ca să depășiți lumea politică. Nu trebuie să depășești lumea, trebuie să colaborezi cu ea. Pentru că degeaba faci un proiect și un program foarte frumos dacă cineva nu e în stare să-l pună în aplicare și dacă nu ai mijloacele să-l pui în aplicare. Ori punerea lui în aplicare la nivel local, sau ce, prin intermediul consiliilor locale, consiliilor aleși în consiliile locale și prin intermediul primarilor, se face la nivel parlamentar, prin inițiative legislative, deci trebuie susținute într-un fel. Din cauza asta e nevoie de această colaborare cu politicul și platforma pe care o avem noi, Inițiativa România Liberală, este de fapt o platformă politico-civică. În varianta, nu ne ascundem după deci. În varianta diplomației, în varianta, în percepția USL, sunteți rival politic în momentul ăsta și va încerca să vă blocheze. USL-ul fiind o formațiune de centru-stânga sau de stânga, evident că este un adversar politic al unei formațiuni de dreapta, indiferent că este vorba de un ONG sau de un partid. V-ar mai negăși eu o întrebare. Numerați la început, cred că domnul Ignat, între prioritățile și dumneavoastră, ulterior, prioritățile dumneavoastră, faptul că veți încerca să capacitați ideea de o unire a dreptei pentru alegerile europarlamentare și prezidențiale. Sunt convins că ați și făcut demersul în sensul ăsta. Dincolo de faptul că membrii, că unor partide de dreapta sunt alături de noi în ONG, într-o calitate mai înaltă sau ca și funcție. Răspunsurile concrete venite din partea partidelor de dreapta sau declarate de dreapta la această propunere a dumneavoastră, care sunt până acum? Păi, am avut discuții cu cele mai multe partide care nu sunt pe partidul care sunt la guvernare. Răspunsurile sunt pozitive, dar urmează pași tehnici. Pentru că e un proces tehnic destul de complicat. Vrem să ducem la aceeași masă și să punem pe listă comună aceste partide. Și noi avem speranță și credem că sunt șanse mari să se și întâmple. Vreau să mai completez puțin răspunsul la întrebarea doamnei. Știți, foarte mulți oameni intră în politică astăzi în România pentru a deveni cineva. Noi credem că oamenii trebuie să intre în politică pentru a face ceva. Și aici este marea diferență, pentru că la USL
evaluările sunt cantitative. Ni se spune că PNL-ul este un partid mare pentru care are foarte multe funcții. Ei numără câți consilieri locali, județeni, vicepreședinți, parlamentari și spun suntem un partid mare. Noi credem că un partid mare este un partid care face lucruri mari, pentru care are multe funcții. Și din punctul ăsta de vedere, nu putem fi rivali cu ei, pentru că ne măsurăm diferit. Apropo de candidaturi, permit să completez un pic. Presupun eu că la europarlamentare, unde deja cel puțin până acum s-a stabilit că PSD-ul și PNL-ul merg cu liste separate, dacă veți aduce și PNL-ul la această construcție civică, ca și de... S-ar putea să aveți surprize, pentru că, din câte știm, la nivelul PNL-ului, Partidului Național Liberal este o frică foarte mare, de un scor foarte mic și presează aliații să facă liste comune. Dar ce se face la alegerile prezidențiale, unde dacă se respectă ceea ce se știe acum, candidatul din USL, veți convinge parteneri de discuție din alte partide de dreapta, care au diverse, știu eu, păreri despre o oportunitate de acest gen de a sprijini dreapta, dar care a venit în contradicție cu părerea lor de a nu fi într-o campanie în geci roșii, ca să vorbesc foarte plastic. Ce veți face cu astfel de partide non-parlamentare, dar care nu vor vrea să susțină un candidat la pachet cu PSD-ul? Chiar dacă ar fi al dreptului. Și credeți că noi susținem par PSD-ului sau cum? Nu, dar n-ar vrea... Haideți să o luăm. Deci, am spus foarte clar, listă unică la Parlamentul European, motivul înființării noastre și așa mai departe. Acest lucru nu aduce lezare niciunui partid de drept. A susține o listă a Partidului Popular European nu înseamnă că te desființezi ca partid, că te unifici, că alegerile pentru Parlamentul European, care, atenție, mai 2014, a treia rundă de alegeri, deci mai putem să spunem că suntem la începuturile noastre europene, lupta se dă între trei mai familii europene, socialiștii, popularii și liberalii sau altă. Socialiști și populari, pentru că liberalii sunt mici în Parlamentul European. Deci, aici am găsit, cum să vă spun, aplecare, dacă vreți, asupra discuției, pentru că realmente niciun partid nu pierde nimic din cele de drept. Cristi v-a spus ceva care luați-o ca breaking news, ca să zic așa. Da, avem informații că USL-ul va merge unit în aceste alegeri europarlamentare. Asta va aduce clar o repoziționare a partidelor de dreapta, pentru că va fi foarte greu să explici cum, de exemplu, domnul Marin Preda, înțeleg că a explicat ieri nații, a spus în vacanță vara trecută, nu știți ce a făcut în calitatea lui de președinte interimar. N-a făcut bine. Iar țara, sincer, 52 de zile a fost foarte, foarte blocată. Așa ceva nu trebuie să se mai repete. Cel puțin eu personal voi face tot ce depinde de mine ca acest om să nu ajungă președintele României.